Astăzi o să avem o temă care o să vă placă mult. Sperăm. Pentru că sunteți bucătari. Și pentru că ați învățat aici că trebuie să lucrați cu imaginație. Și trebuie să vă bucurați de gătit. Și astăzi veți găti. Veți face ce vreți voi. Ce? Trească viața lui și te facem aici să facem ce vrem noi. Ce vrem noi? Mi-am dorit asta de la început. Mă, să vezi, nu o fac eu acum. Ce, cea mai mare nebunie a mea o să o fac astăzi. Totul este să se potrivească cu tema de aici, de sub cloșe. Adică, cu sosuri. Eu știu doar 3 sosuri mari și late. Îmi vin în cap toate sosurile pe care le folosesc așa în bucătărie în ultimii ani. Ăsta cu sosurile mi se pare cel mai f***ed up, complicat duel ever, 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 din toate sezoanele. Și jur cu mâna pe inimă, spun, mă bucur că nu sunt la acest duel. Ce e ăla? Sos Metro de Tel. Toată lumea a muțit. S-a lăsat așa o liniște de mormânt peste toți concurenții. Ce dracu ăla? Eu nu înțeleg. Mi-e frică de el, nu vreau sosul ăla. Clar, Vali, papa, acasă și aia te-a scos un sos. Dar ce sos veți prepara astăzi? Asta depinde de colegii voștri. Păi bă, ești la șef la cuțite, nu în altă parte. Proba individuală ne întoarce în platou unde Gina ridică standardele duelului cu niște sosuri mai speciale. Sos de usturoi cu smântână. Nu-mi place. Sos tartar. Știu tartarul, da, bravo, bun tartar, să vină tartarul. Sos olandez. Pește și vită. Ce e ăla? Sos Metro de Tel. Ce e ăla? Metro d'hotel, habar n-am de ce, n-am auzit în viața mea de așa ceva. Ce dracu ăla, eu nu înțeleg. Asta sigur e ceva fițos așa, adică sună foarte complicat, la fel ca denumirea. De fapt este un unt banal, cu gust și ierburi, tăiat frumos rombulețe. Pe vremea lui tataie se făcea cu poșu, pac, și îl țineai în apă cu gheață. Când scoteai chateaubriand de pe grătar, hop, la montaj se punea un unt, Metro d'hotel se numește, în franceză. Păi, dar să nu-mi pici ăla. Sos de iaurt, miere și mentă. Cred că trebuie să faci ceva dulce sau nu știu, nu-i găsesc nicio combinație, nu am în minte acum. Mi-e frică de el, nu vreau sosul ăla. Sos menie. Da, știi? Ce sos de-a mă? Sosul. Nu? Menie. Plai de capul meu, ce sosuri. N-am auzit niciodată. Doamne ferește. Cu ce se mănâncă asta? Chiar n-aș vrea să-mi pice sosul meunie și sosul de smântână cu usturoi. Nu te cred. Sos bernez. Oh, olandez, tartar, bernez. Am bun. Sos tzatziki. Tzatziki? Asta e un sos din Asia sau ceva de genul. Are numele așa, asiatic. Oh, Jesus. Sos bechamel. Vai, care gătește cu bechamel? Deja că din toate sosurile nu-mi pică olandez, bechamel, smântână și usturoi sau tzatziki, clar, Vali, papa, acasă și aia, te-a scos un sos. Bernesul pleacă din olandez. Cum adică? Știu că-l fac pe olandez, dar ce pleacă din? Mai pui în el. Ce? Tarfon, oțet. Oțet? Păi bă, ești la șef la cuțite, du-n altă parte. La prepararea sosurilor, ingredientele de bază sunt lactatele. Fie unt, fie lapte, fie smântână. Ele își fac treaba cel mai bine când vine vorba de gust, comparativ cu orice alternativă vegană. În acest sens, vă recomand cu căldură și încredere gama de lactate Pilos de la Lidl. Obținute din lapte proaspăt, respectându-i calitățile și compoziția de nutrienți, vitamine și gustul deosebit, Pilos face diferența în orice rețetă aleasă, cu atât mai mult când vine vorba de un sos gustos. Dar ce sos veți prepara astăzi?
Asta depinde de colegii voștri. O să trageți la sorți numele colegilor voștri din echipa adversă. Va trebui să împărțiți aceste sosuri concurenților pe care îi trageți la sorți. Nu mai este de joacă, concursul a avansat, suntem foarte aproape de semifinale și fiecare ar trebui să fie ușor pe cont propriu, pentru că astea sunt regulile. Trebuie să luptăm pentru noi, luptăm pentru toată lumea așa, a la lung. Acum ne dăm în cap, tată, că mai e puțin și vine semifinala, nu prea mai menajez pe nimeni. Va trebui să alegeți, cei care sunteți patru, pe unul dintre voi care să aleagă de două ori și cei care sunteți cinci, pe unul dintre voi care să nu aleagă niciodată. Nu vreau să trag la sorți. În primul rând că nu mă pricep la unele sosuri și nu știu cine ce știe să facă sau și n-aș vrea să le dau greu, adică să fie ceva ce nu ar putea să facă vreunul dintre ei. Ceea ce trebuie să gătiți este o mâncare care merge foarte bine cu acest sos. Perfect. Și, evident, și sosul. Dar să știți că lângă sosurile care sunt mai complicate, există un pliculeț cu ceea ce conțin aceste sosuri. Deci, nu vă panicați. Doamne, ce bine că avem rețetele. Bine, dacă mai punea și cantitatea acolo și mod de preparare, era perfect. Cine nu trage de noi? Eu ce? Nu trag. Cine nu trage de uite, noi? Uite, Ana nu vrea să trag. Lăsați-mă după aia. Să n-aibă hateria ceva cu ea după aia. Îți dai seama că n-o să aibă pe cu ea, cu mine sau cu el sau cu tine o să aibă. Noi trebuie să dăm lui Maria și lui Edna. Greu. Trebuie să dai la adversarii slabi lucruri grele. Frate, trebuie să scoatem verigile care n-au ce căuta în concurs. Bucătăresc vorbind. Începem cu galbenul. Cine o să extragă de la? Ana Maria nu o să le extragă. Tu nu extragi, sau da? Vrei să nu extragi, vrei să nu extragi tu? Da. Bine. Bine. Sau? Am văzut așa foarte panicată și zic, nu vrei, nu vrei, hai, lasă, lasă că extrag eu, lasă-mă pe mine. Ana? Hai, Ana. Hai, Ana, cu încredere. Să nu-l deschizi, da? Eu? Vrei? Eu? A, de la noi se extrage da, două? A, da, da, du-le. Du-le, da, du-le să dai. Și acum ceva de albastru? Unu? Două. Unu. Să nu-l deschizi. Ok. Hai, Mario, cu încredere. Ok, hai să ne caută lumea de la albastru. Haide-mă, să le luăm pe toate. Plus cel la dublu. Mă oferă să dau pedepse. Vă rog să nu le deschideți. Deloc. Au, au, au. Bă, sper să fiu pe între primii, că dacă e altfel, ăștia să hateresc între ei, își dau. Ana, da. Ce scrie pe biletul tău? Valentin. Oh. Valentin. Ce sos vrei să gătească Valentin? Nici nu știu. Eu l-am auzit pe Valentin vorbind mai devreme. Am înțeles că nu știe să facă beșamel sau altceva, nu știu. Avem voie să influențăm? Ați avut timp să discutați. Lasă cu și voi o strategie înainte. Noi nu suntem hateri ca nu și voi. Nu suntem. Dar de ce ne faceți hateri? Ana, olandez? Deci, olandez, da? Da. Okay. Da. Okay. Dacă zici să taie, trebuie Silviu. Mulțumesc, Ana. Ești cea mai drăguță fată. N-am făcut niciodată sos olandez, habar n-am. Ce gust trebuie să aibă, doar că știu rețeta clar și pașii. Cu toate că este de la concurență, până la urmă contează ce pui în farfurie, ce gustare și cum îți iese, dar nu să te încurc, să așa. Cine e cel mai bun să câștige, nu? Îmi place să joc fair play, știi? Valentin, ce scrie pe biletul tău? Da, metru de tău. Andrei. Cu ce sos vrei să gătească Andrei? Să-mi dea orice, dar să nu-mi dea sosul ăla de hotel. Eu nu știu franceză. Metru... D'hotel. D'hotel. Metru d'hotel. Bravo. Hai că te discuți ala asta. Metru d'hotel, da? Băi, da. Chiar că vrei să mă faci în seara asta. E panică? Man? Un cu verdețuri, nu? Da. Trebuie să spumezi untul, bine. Adică să-l clarifiezi. Să-l clarifiezi și să-l spumezi. Băi, frate, ăsta în Anglia se zice herb butter. Unt cu verdețuri. Mersi foarte mult. Mi-ai dat cel mai, dar cel mai ușor sos din această seară. Andrei, ce scrie pe biletul tău? Munti. Munti. Cu ce sos vrei să gătească Munti? Bă, să-i dau ceva așa franțuzit sau să-i dau ceva holandez, bernez. Munti, dacă tot ești aici și stai acasă... Usturoi cu smântână.
Nu uit, cred tu l-ai, doamne! Eu chiar cred că mi-a dat sosul de smântână cu usturoi ca să mă pună în dificultate. Cum pot să ies în evidență când eu primesc sos de smântână cu usturoi? Ce fac? Fac fine dining, ai, arunc și eu un piure de păstârnac cu mere nebun, așa, știi, și vin cu un piept de rață și după aia pun sos de smântână cu usturoi? Nu pot să fac chestia asta, nu? Nu pot să fac. Îți mulțumesc foarte mult, frate, că mi-ai dat sosul de smântână cu usturoi și e fix ce nu vroiam cel mai mult. Aleg usturoi cu smântână pentru că mă gândesc pașnic. Nu vreau să-l pun în încurcătură pe el cu un sos. Nu e pe prieteni, nu e pe nimic. Chiar ne dăm unul altuia să zacem. Chiar ne dăm cu zâmbetul pe buze și mai după aia mai și zicem. Frate, ți-am dat că era ușor. Ia-l, frate, tu și fă să vezi ce ușor e. Ce faci? În afară de paneuri și chestii la tigaie, efectiv, adică ce fac? Vrei să fac o ceafă de porc? Scoate beșamelul din joc, man. Scoate beșamelul din joc. Nu? Ai ocazia, nu, man? Munti, ce scrie pe pitatul tău? Nu eu. Edna. Hai. Oh, Edna. Doamne ferește. Da, chestia e că trebuie să scap de un galben și de să scap de sosul beșamel. Și atunci, dacă ăsta mi-a picat și toată lumea a zis beșamel, dă beșamel, dă beșamel, deși eu l-aș fi vrut foarte mult beșamel la mine, i l-a dat Ednei. Beșamel. Ce înseamnă că știi să-l faci? Dar trebuie să mă gândesc la o garnitură bună. Nu prea mă bucur, sincer să zic, pentru că sos bechamel e foarte greu să îl scot în evidență, așa. Fă lasagna. E simplu, frate. Fă lasagna. Maria, ce scrie pe biletul tău? Și când desfac, ce să vezi? Silviu. Bună, Mari. Sunt eu, Silviu. Ca de la cuțitul de aur la cuțitul de aur. Știind că el nu e foarte priceput la desert, zic hai să-l provoc, să vedem cum reacționează. Iaurt, miere, mentă. Iaurt, miere, mentă. Aha. Adică mai trebuie să în desert, să înțeleg. Nu neapărat. Pe la miere ce poți să-i pui, mă? Zbuși de vită? Cu toate cunoștințele mele, eu n-am mâncat un sos cald din iaurt, mentă și miere. La nimeri știi cum? Uite așa la nimeri. Maria m-a pus ușor în dificultate. Fii clasă, că știu sigur că tu o să te descurci. Chiar eram curioasă ce va face. Și acum, Silviu, ce unul scrie din cele două, pe nu? Unul dintre biletele tale? Ana Maria. Iola. M-am bucurat că mi-a picat Ana, pentru că i-am pus direct mingea la fileu. Bernez. Bernez? Sos bernez, da? Cum? Ce sos? Berniez? Bernez? Așa, îmi dă sosul ăla. Zic, hai că am ingredientele acolo, lasă că văd eu. Ana, descurcă-te, succes! S-o să fie un moment în viața lui când probabil o să-i se întâmple același lucru. Și aș vrea ca în momentul acela să-și aduc aminte de mine Silviu și în momentul acela o să-l iert. Silviu, mai ai un biletul? Onoratul acestei competiții este Maria. Doamna Maria. Un cuțit de aur trage tot la un cuțit de aur. N-ai încotro. Maître d'hôtel s-a dat, tartarul e la fel de ole. Fă un sos tartar, Maria, că ești doamnă, lucrezi în cărciumii mari, trebuie să știi să faci un sos tartar. Poți să-l folosești la pești, ca recomandare. Mă descurc. Deși nu aveam nevoie de sugestie, dar am apreciat. Să deschid? Ce scrie acolo, Sorin? Cătălin, nu? Fratele meu, Cătălin. Noi ne hiterim amândoi puțin, adică avem așa niște ironii între noi. Dar până la limita bunului simț. Tzatziki și? Și? Ce-a mai rămas? Aba, mă gândeam că-mi dați palea grele. Menier și tzatziki. Deci nu te cred. Ia frate, mă, un francezul. Menier, băia tău, fă și tu aici o ciorbă de menier, chele cu ciorbițele. El face. Tzatziki pentru Sorin, da? Tzatziki, mă, nedrăgit. Tzatziki, brother, zic 10 rețete în 5 minute cu tzatziki. Calispera. Calispera. Sorinica, ai luat cu tzatziki. Mă mânca pe limbă să-i zic suvlaci, suvla, Grecia, nimic. Nu i-am zis nimic. Veți avea la dispoziție 60 de minute. Vreau să le stingeți lumina, atât. Este penultimul battle din acest sezon. Sunteți la un pas foarte mic de semifinală și de finală. Și presupun că de asta ați venit aici. Ca să ajungeți în finală, nu? Da. Și vă doriți premiul, nu? Da. Naur. Da. Vrem premiul. Îl vrem. 3, 2, 1, start!